Am revenit la discuția noastră despre România, cu toate problemele ei și cu toate încercările momentului, alături de psihologul Daniel David, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și prorector al acestei universități. Funcția de prorector are mai puțină relevanță în discuția de azi. Psiholog mai degrabă. Da. Psiholog, da, contează. Universitatea Babeș-Bolyai e, probabil că odată o să și discutăm, e totuși un brand al... Așa este, dar ca psiholog și profesor la UBB cred că este mai important. Funcțiile astea de rector, prorector sunt temporare și administrative. E adevărat. Domnule profesor, vreau să mai aflu de la dumneavoastră legat de tema asta a consacrării familiei. Vorbeați, iată, de faptul că noi ne-am integrat, am preluat valorile de acolo, treptat se va ajunge și la un parteneriat civil. Eu așa cred, da. În legislația, nu știu, în codul familiei, de pildă. Dar ca orizont de timp, pentru că aici e o chestiune foarte importantă. Politicul e până la urmă oglinda electoratului și funcționează, să spun, pe aceleași temeri sau rețineri sau rezerve pe care le are în general românul. Și, repet, sunt anumiți factori tradiționaliști, cum e biserica, să nu se înțeleagă, Doamne ferește, că aș blama. Sunt și eu un creștin practicant, cred. Dar în momentul de față oamenii operează cu o temere foarte mare legată de bagajul electoral pe care ar putea să-l piardă în viitor. Și dacă ar fi să dați așa ca și un orizont de timp, care ar fi, să spun, momentul în care și România va ajunge la o legislație vestică? Nu vreau să fiu ca Brucan, în sensul că se spun 20 de ani, dar eu cred că cel mult 20 de ani, fiindcă, așa cum am spus, generațiile de acum, de 18-20 de ani, au deja profilul vestic, au altă perspectivă asupra multor lucruri și peste 20 de ani vor avea 40 de ani, adică oamenii care sunt oarecum în pozițiile de influență și putere socială și vor schimba lucrurile în mod natural. Lucrurile astea se pot întâmpla și mai repede, dar aici sunt factori pe care noi nu avem cum să-i prezicem și să-i cunoaștem și deci nici nu putem face predicții. De exemplu, depinde ce lobby se face la nivelul instituțiilor europene, ce lobby se face în Statele Unite și că atunci influența spațiului vestic va fi mult mai mare. S-a întâmplat de foarte multe ori când multe lucruri în România s-au schimbat ca urmare a faptului că a fost o presiune foarte mare din partea spațiului în care ne-am integrat și din partea instituțiilor din spațiul în care ne-am integrat. Deci, dar astea sunt lucruri greu de prezis, dar eu cred că în cel mult... că nu mai mult de 20 de ani. Și v-am spus și motivul pentru care cred asta. E un slogan pe care îl tot repet în emisiuni, pentru că l-am auzit când eram mai tânăr: biologia schimbă România. În general, lucrurile astea se transformă, adică generațiile... Da, din păcate, în sensul că sunt foarte mulți oameni care au o mentalitate vestică și care au acum 40-60 de ani, din păcate, sunt prea puțini în pozițiile de influență socială ca să poată schimba lucrurile. Dar sunt, adică nu are sens să gândim, mie nu-mi place să gândesc generațional, să spun, ok, generația asta e depășită, asta e mai puțin, asta e mai modernă, nu. Fiecare generație ai oameni cu un profil mai modern sau mai vetust, fiecare generație ai oameni cu, nu știu, aspirații mai prosociale sau antisociale, important este la un moment dat câți. Da? Și cred că generația asta de 20 de ani, pe baza unor informații statistice pe care le-am și prezentat în lucrarea aceea legată de psihologia românilor, această generație este mai legată de spațiu vestic ca valori și ca profil psihocultural decât generația mai în vârstă sau chiar decât generația noastră. Generația noastră lucrurile sunt cam mixte. Da, aici chiar vreau să vă provoc, pentru că mi-aduc aminte, cred că prin 2005 sau 2006 ați fost inclus de un cotidian central sau de o agenție, nu mai rețin exact, sper să nu greșesc, în așa numita generație așteptată, de cercetători, de oameni care, evident, aduc valoare societății românești. Simțiți că generația așteptată, pentru că s-a vorbit foarte mult despre generația așteptată, sigur, așa, în sens generic, dar generația așteptată este astăzi, să spun așa, produce... Sigur, dumneavoastră sunteți un exemplu, dar se multiplică... Generația așteptată este în generația asta de, hai să spunem, 35, 45 până la 50 de ani, este o generație care duce o luptă la baionetă cu alți colegi din aceeași generație ca vârstă, care au valori diferite. De aceea am spus că nu pot face predicții. Dacă partea modernă, progresistă din generația asta de 35, 50 ceva de ani câștigă în următorii ani, atunci schimbarea la fața României se poate întâmpla repede, 3, 5, 10 ani. Dacă noi pierdem, și eu cred că e probabil să pierdem, atunci va trebui să așteptăm că ăștia care au 20 de ani să ajungă în pozițiile în care suntem noi acum și vor fi mai mulți și se schimbă în mod natural lucrurile. Nu știu. Noi ducem o bătălie în tranșee în momentul ăsta. Tot în tranșee s-a dus și bătălia pentru legea antifumat. A fost o dezbatere și vedem că se propagă și în momentul de față, pentru că sunt foarte multe ONG-uri din zona de sănătate care vor ca legea să rămână așa cum a fost ea adoptată inițial, pentru că în Comisia de Sănătate a Senatului ea a fost practic modificată și foarte multe dintre normele inițiale au fost schimbate. Cum ați văzut o astfel de lege? Adică mie, pentru România de astăzi, mi s-a părut un pas incredibil să vii cu o lege antifumat, generic numită așa, dar atât de severă pentru un popor care merge pe principiul hai că e bine și așa, să se... Și un popor de fumători. Și un popor de... Este un popor de fumători? Suntem foarte mulți, da. Procentul celor care fumează, inclusiv în generația tânără, e foarte mare în România. Eu am înțeles că undeva la 30%. Nu știu, n-am dat și nu vreau să mă pronunț, dar știu că este mare în raportat cu multe alte țări, mare din spațiul vestic. Eu, ca să spun și să fiu transparent, eu nu fumez. Deci ce spun, sper să nu fie influențat de acest lucru, dar eu cred că este un lucru foarte bun, este un lucru care merge în spirit modern, un lucru care trebuia făcut. Poate însă că ar fi trebuit făcut într-o altă manieră, și anume să vizeze zona proximei dezvoltării. Eu sunt pentru schimbări de paradigmă, dar orice schimbare de paradigmă, ca să poată să dăinuiască, trebuie să se uite care e nivelul actual, care e zona proximei dezvoltării, adică până unde poți să tragi lucrurile, astfel încât să nu pierzi grupul sau societatea. Că dacă îmi pui niște standarde prea ridicate, grupul nu te urmează. Și trebuie să vizezi zona proximei dezvoltării pentru grupul respectiv. Atunci, legea asta trebuia făcută, dar poate trebuiau găsite niște, nu știu, formule în care să primească și fumătorii ceva. A fost așa, de variantă aproape totul sau nimic. Da, bun, pentru că ați valorificat un concept în prima parte a emisiunii, în care spuneați legat de libertate. Libertatea mea este până acolo unde, să spun, încalcă libertatea celuilalt. Da. Am trecut dintr-o știți, noi de multe ori trecem... Respirăm același aer. Știu, dar... Și fumător și nefumător. Adică n-ar trebui fumătorul să, nu știu, respire într-un spațiu închis un aer diluat sau un aer cu noxe, pentru că nu mai e, principiul libertății nu se mai verifică în cazul de față. Da, e complicat aici. Deci, sigur, vedeți că totdeauna când vorbești despre libertate aici putem avea o discuție întreagă. Contează, sigur, și limitele. Dacă vorbești de libertate totală, poți să ajungi la anarhie. Dar ce vreau să spun este că dacă vrei să dăinuiască schimbarea, o poți face în pași. Și atunci legea trebuia făcută, e o idee foarte bună. Eu am și felicitat-o pe inițiatoarea legii. Sunt și psiholog clinician și lucrez în domeniul oncologiei și știu câte ravagii poate să facă fumatul. Dar poate că strategia putea să fie un pic în pași și într-o altă variantă. Ori noi am mers dintr-o extremă, care se fuma oriunde, oricât, oricum, în varianta în care s-au cam pus lacăte la multe uși. Și atunci, iată, reacția oamenilor este, cum să spun, de critică, de nemulțumire, caută pârghii legislative prin care, ok, avem legea, dai să o modificăm și... Mă tem că vom avea legea golită de conținut. Dacă n-am știut să discutăm atunci astfel încât să lăsăm ceea ce se cheamă o șansă sau o satisfacție și fumătorilor, trebuie să dai ceva oamenilor. Nu le poți lua fără să nu le dai ceva, le explici, le și lași ceva, că altfel se vor revolta. Și uite, găsesc mijloace în Parlament să golească legea. Libertatea de a fuma în fața localului. Dar tocmai în ideea asta, pentru că spuneți că e posibil să fie golită de conținut și într-adevăr s-a întâmplat asta, dar e drept, e doar în Comisia de Sănătate a Senatului. Urmează ca forul suprem, nu știu, să decide în deliberativ, în adunarea generală. Dar până atunci eu cred foarte tare într-o teză care spune că forma creează fondul. În general, în România s-a mers foarte tare pe ideea asta. Și apropo și de integrare, am adus instituții europene, am adus, să spun, norme europene care au și creat, pe urmă, un trend. N-ar putea și în cazul să se funcționeze la fel? Sigur, și eu cred în asta, dar într-o variantă mai rațională un pic. Că dumneavoastră mergeți așa pe varianta lui Lovinescu. Mie îmi place să stau între Lovinescu și Maiorescu. Maiorescu era împotriva formelor fără fond. Spunea că formele nu ar trebui construite pe măsura conținutului pe care le avem. Eu cred că lucrurile ar trebui să fie între cei doi. Iarăși, dacă îi pui pe cei doi, ai așa, teză și antiteză. Cred că lucrurile ar trebui să fie în zona de mijloc. Generăm formele, dar să nu le implementăm ca și cum ar avea conținut. Le generăm, lăsăm libertate conținutului care nu potrivește forma să existe, dar încurajăm în timp conținutul care potrivește forma. Și atunci schimbarea se produce în timp, în ani. Dacă vii cu o formă așa, peste un conținut care nu are cum să o potrivească, acel conținut va reacționa și își va crea formele proprii care se vor lupta cu formele noi pe care le aduci. De aceea am spus că legea e foarte bună, trebuia făcută, dar poate că trebuia lăsată în anumite limite oarecare satisfacție și fumătorilor și implementarea în forma pe care o vizăm sau o vizau inițiatorii să capete conținut în câțiva ani. Dar tocmai pentru că legea a fost, să spun, modificată, în momentul în care a fost adoptată, a ieșit președintele partidului din care făcea parte deputatul care a inițiat această lege și a spus vom amenda acest act normativ. Bine, deci nici n-au apucat să exact. Aprobe și deci au... Da. Lucru care, iată, se întâmplă în momentul de față în anumite comisii de specialitate. Asta nu indică, să spun, sau nu e un indicator cât se poate de, nu știu, de curios pentru ceea ce înseamnă România sau românul de astăzi, că nu are o consecvență, că tot vorbim și, nu știu... Ba da, și arată că ceea ce spuneam înainte, că angajamentul nostru la valorile europene și la instituțiile vestice este mai degrabă, așa, teoretic și pe hârtie. Fiindcă știam toți că trebuie aprobată această lege, știam că dă bine, știam că așa trebuie făcut, dar în același timp nu prea ne place. Și atunci am aprobat-o, dar o modificăm. Deci după ce am aprobat-o, o modificăm, golind-o de conținut, gândind că așa dăm satisfacție și instituțiilor vestice, mai ales în domeniul sănătății. Vedeți că Organizația Mondială a Sănătății, am înțeles că a premiat-o pe inițiatoarea exact. Legii, ceea ce este un lucru foarte mare. Dar în același timp, cum să spun, încercăm să-i mulțumim pe toți. Păi nu, e ca în Caragiale să se reviezuiască tot, dar să nu se schimbe nimic. Asta nu e, să spun, nu știu, un fond care totuși ar trebui, cu care ar trebui lucrat și poate că ar trebui lucrat mult mai... Eu de aceea am spus că orice schimbare serioasă ar trebui să țină cont de profilul psihocultural pe care îl avem. Dacă înțelegi aceste mecanisme, atunci știi cum poți să faci și schimbările. Dacă nu înțelegi aceste mecanisme, schimbările, uite, se întâmplă fără să se întâmple. Da? Da, aici aș mai vrea să vă întreb, domnule profesor, legat de acest subiect. S-a iscat o dezbatere incredibilă, cel puțin în perioada în care a intrat legea undeva la începutul lunii sau la mijlocul lunii martie și am văzut niște reacții extrem de agresive, ca și în dezbaterea legată de cum ar trebui consacrată familia în legislația românească. Suntem totuși un popor destul de vulcanic sau doar aparent? E o aparență pe care o exersăm. Nu, avem un nivel foarte crescut de emoționalitate, deci e clar, și un cinism extraordinar. Cele două combinate dau rezultatul pe care îl vedem. Cinismul este extraordinar și neîncrederea în natura umană este foarte mare. Asta o putem corecta sau e... Nu, o putem corecta. O putem corecta în timp. O putem, sper că o reușim să corectăm implementând proceduri, vedeți, fiindcă totdeauna în sistemul vechi lucrurile cam depindeau de om, adică depindea dacă șeful vroia, dacă ăla pe care îl cunoșteam vroia, atunci obțineam ce doream și eu. Dacă înțelegem sistemul vestic, care spune că între mine și celălalt se interpun proceduri și nu depinde de voia mea dacă să-i satisfac sau nu cererea celuilalt, ci depinde de proceduri și de legi, atunci, automat, oamenii vor începe să înțeleagă că, și să dobândească încredere în instituții. Așa ei nu dobândesc încredere în instituții, că ei știu că România depinde nu de instituții, depinde de voia șefului instituției. Procedurile, cred că ne vor salva, vor duce la creșterea încrederii în instituții, creșterea încrederii în oameni și atunci cinismul se va diminua. Cinismul înseamnă tocmai neîncredere în oameni și în instituții. Poate că în aceste două situații, că vorbeați de spiritul colectivist, s-a verificat poate cel mai bine, pentru că am văzut și de o tabără și de cealaltă, să spun așa, forme destul de unitare, da, de susținere, ba a unei părți, ba a celelalte. Și iarăși, cred că e bine. Deci cred că e bine să fie discuții și dezbatere. Nu-mi place că se întâmplă de multe ori, cum am spus, cu jurături și cu elementul ăsta cinic, dar decât să nu fie, e mai bine și așa, fiindcă cu timpul aceste forme care acum se manifestă prin înjurături și critici urâte, cu timpul vor deveni, eu cred, dezbateri mai raționale, cu timpul însemnând ani, până ne mai obișnuim cu această procedură. Aș mai avea un subiect pe care aș vrea să vă întreb, e legat de, hai să spunem, pretenția pe care o au românii de la ei înșiși, dar și de la instituții. Trăim o perioadă destul de complicată, o perioadă destul de delicată. Am văzut foarte multe dezvăluiri în ultima perioadă legate de niște dezinfectanți diluați care au fost, iată, operați în spitalele din România. Vorbim de foarte multe promisiuni pe care le fac anumiți competitori în competiția electorală, care la rândul lor devin pe urmă oameni în instituțiile de stat abilitate să administreze România, și vedem o atenție, hai să spunem, și preocupare, dar și atenție destul de moderată a românilor. E o vorbă populară care circulă de foarte multe ori, că sunt prea sărac ca să-mi permit lucruri ieftine, dar pare că românii sunt prea puțin pretențioși, cu viața lor și cu ceea ce li se oferă din partea celor pe care îi aleg în anumite structuri. Probabil că dacă într-o țară din vest s-ar fi întâmplat sau în Statele Unite o dezvăluire ca cea făcută de Gazeta Sporturilor, de Cătălin Tolontan, legată de niște medicamente, de niște dezinfectanți folosiți în spitalele din România, eu cred că acolo ar fi fost așa un soi de tsunami. România e da, pace. Fiindcă nu credem în instituții. Adică poți să ai o reacție publică, fiindcă consider că reacția ta va fi văzută de cineva și acel cineva va acționa. Și acel cineva nu trebuie să fie așa o ființă invizibilă și superioară, ci trebuie să fie o instituție a statului. Dacă nu ai încredere în instituțiile statului, te gândești ce sens are să mă agit, ce sens are să reacționez. Ceea ce cred că este greșit, fiindcă, uite, au fost multe reacții de genul ăsta, care păreau fără sorți de izbândă, dar după aceea au dus la rezultate neașteptate, cum au fost, de exemplu, protestele legate de Roșia Montana. Nimeni nu se aștepta că protestele respective vor duce la ceva. Sincer, când au început, bun, e ok. E foarte adevărat. Deci de aici vine această, să spunem, nepăsare. Nepăsarea rezultă din dezamăgire și neîncredere în oameni și în instituțiile statului. Românii sunt pretențioși, foarte pretențioși. Ei vor să fie totdeauna cu cei mai buni, dintre cei mai buni. Mereu se proiectează ca fiind, cum să spun... De o manifestă? Da. Ia gândiți-vă toate teoriile despre importanța românilor și despre cum străinii nu ne-au lăsat să luăm premiul Nobel și așa. Numai că, având aceste aspirații și dorințe, care e foarte bine că le avem atât de puternice, nesatisfăcute, psihologic ce poți să faci? Să ai o reacție inversă de detașare. Deci încerci, îți dorești, când nu reușești să ai lucrurile respective, treci în cealaltă extremă și te mulțumești cu ce ai. Dar ambițiile pe care le avem sunt foarte mari. Adică, vedeți, când reușim să ajungem, nu știu, să avem niște premii la Olimpiadă, nu știu, Halep să câștige un turneu, nu știu, echipa de fotbal să facă... Este o chestie națională. Adică ieșim pe stradă, avem teoriile în care, cum să spun, noi suntem deștepți, dar ne fură ideile Occidentului, nu ne lasă să le dezvoltăm. Ambițiile sunt mari. Bun, acum sunt și reversul. Mai apar personaje care spun că getodacii au... Nu am vrut să ajung acolo, dar ideea este că ambițiile sunt foarte mari, numai că atunci când ambițiile nu sunt satisfăcute, devii foarte frustrat. Noi suntem niște oameni frustrați și frustrarea nu e o chestie rea. Orice om sănătos la minte, când are dorințe care nu-i sunt satisfăcute de viață, este frustrat. Este o frustrare rațională, omenească. Noi suntem frustrați. Și reacția asta la frustrare, vedeți, mergem în varianta asta. Încercăm să ne opunem sursei frustrării. Când vedem că e prea tare, abandonăm și nu ne mai interesează. Iarăși ne opunem sursei frustrării, iarăși o vreme abandonăm. Deci, practic, cam... Așa se întâmplă lucrurile în societatea românească. Mai facem o manifestație, mai facem ce s-a întâmplat atunci, cum s-a manifestat frustrarea în cazul situație legată de evenimentul colectiv. După aceea iarăși abandonăm lucrurile și ne mulțumim cu ce avem. E memoria scurtă, pentru că tot invocăm aspectul ăsta. Memoria scurtă a românului, care pe urmă duce ca un astfel de caz, cum e și colectivul, drama de la colectiv. Au trecut ieri, s-au împlinit 7 luni. Știu că este această teorie, că memoria socială e scurtă. Nu știu exact ce înseamnă lucrul ăsta. Nu cred că e scurtă, cât mai degrabă memoria socială este ținută, activată de evenimente din prezent. Și atunci, de aceea, practic, lucrurile care s-au întâmplat mai în trecut nu sunt în câmpul conștiinței. Dar dacă n-ar fi multe evenimente în prezent, foarte probabil lumea ar fi conștientă și ar aminti de situațiile respective. Deci, da, e drept. Multe lucruri care s-au întâmplat se pot uita ușor dacă creezi evenimente importante și foarte puternice în prezent. Da, tocmai în ideea asta în care suntem pe final. Știu că v-am mai cerut o dată o rețetă a fericirii. Nu știu, apropo că suntem așa, avem o structură colectivistă, există o rețetă a fericirii sau a depășirii acestor momente de frustrare, firești, cum le-ați numit. În o rețetă a fericirii globale, colectiviste a României, sau fiecare român ar trebui să-și ia individual, nu știu, decizia, eu cred, cum spuneam, în individ autonom. Deci eu cred în acțiunea individuală. Iar fiecare individ, pentru a fi fericit, lucrurile sunt foarte simple. Nu este așa o rețetă creată de mine. Este o chestie care este cunoscută în domeniul psihologiei. Trebuie să faci lucrurile care îți produc plăcere. Este foarte important. Degeaba îți place, de exemplu, să joci tenis sau să înnoți sau să te plimbi, dacă niciodată nu ai vreme să faci lucrurile astea, că ești prins în altceva și după aceea vrei să fii și fericit. Nu. Dacă sunt 3-4 lucruri care îți plac, planifică-le pe parcursul săptămânii și fă-le cu sfințenie. Celelalte activități să fie excepții de la această regulă și nu ele să fie excepție de la activitatea cotidiană banală. Și 2, fixează-ți dorințe, scopuri, mereu să fii implicat în ceva, să ai planuri. Nu contează că vei reuși sau nu să-ți atingi obiectivul, este important să fii implicat într-un plan. Procesul contează, nu neapărat obiectivul. Iar aceste scopuri și dorințe trebuie să fie formulate într-o manieră preferențială și nu rigidă. Să-ți dorești, fă tot ce depinde de tine, dar acceptă faptul că uneori lucrurile nu se întâmplă așa cum vrei tu. Domnule profesor, o ultimă întrebare. Mi-aduc aminte un important om din lumea fotbalului, Cornel Dinu, vorbea de fiecare dată, e o echipă care se caută în momentul în care echipa nu juca bine, echipa pe care o antrena. România este o societate care se caută. Brucan, apropo că făcea acea profeție legată de 20 de ani când vom ieși din acest tumult. El a greșit tot generațional. Că socotea că cei de 20 de ani, peste 20 de ani, vor fi în poziție de putere, dar a uitat că cei care aveau 20 de ani erau, de fapt, cei pregătiți de Partidul Comunist. Deci aveau mentalitatea tot comunistă. N-aveau o mentalitate vestică. În cât timp, nu știu, dacă ar fi să faceți o predicție, în cât timp România va intra, să zic așa, într-o zonă destul de liberă, sau și emoțional, și din punct de vedere al administrației? Fiecare individ își va coordona, să spun, acțiunile cât se poate de liber, de tolerant, și România, nu știu, va da impresia că funcționează ca un stat. Nu, am spus lucrul ăsta. Dacă cel mult 20 de ani, dacă generația așteptată câștigă lupta din prezent pe care o duce în tranșee, 5-10 ani. Depinde. 5-10 ani. Dacă generația de mijloc câștigă lupta pe care o duce acum, ceea ce e puțin probabil. Dar dacă nu, peste 20 de ani, cei care au 20 de ani acum vin cu mentalitate vestică. Ăștia sunt oameni pe care dacă ei și muți în, nu știu, Londra, Berlin, New York, așa mai departe, parcă fac parte de acolo, dar în același timp fiind români. Nu înseamnă că îți pierzi identitatea, dar se simt ca peștere în apă în spațiu vestic. Da, uitați, mai am o întrebare de la colegii mei care urmăresc emisiunea. Vor să afle de la dumneavoastră tot așa. Credeți că România va ajunge într-un termen nu foarte îndepărtat de legalizarea drogurilor, așa cum se întâmplă în vest? Aici nu sunt așa de sigur, fiindcă nici în vest nu se întâmplă chiar cum credem noi. În țările nordice, în țările nordice se întâmplă. Statele Unite lucrurile sunt mai dure. Eu cred că România are un profil psihocultural mai similar în comparație cu spațiul vestic, cu America, decât cu spațiul vestic reprezentat de țările nordice. Deci, practic, ca să înțelegi cum va arăta România sub aspectul legalizării unor aspecte instituționale, sugestia mea, uită-te spre Marea Britanie și America, nu spre Olanda, Suedia și Danemarca. Mai mult semănăm cu spațiul anglosaxon decât cu spațiul Europei Nordice. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru prezența în această dimineață. Am aflat lucruri interesante și noi sperăm, suntem optimiști, sperăm 5-10 ani să fie termenul pe care dumneavoastră l-ați indicat și nu 20 de ani, cealaltă variantă. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit în dimineața asta. Rămâneți cu noi, ne vedem mâine la 8. Până atunci, numai bine!